prezența lipsește, o să vină și domnul Porumb. Deci confirmă că va fi prezent, da? Confirmă că va fi prezent, ajunge în timp. Așa, se dă drumul la ședință. Ilegal constituită. Pe ordinea de zi, deci avem aprobarea proiectului de ședință, da. Aprobarea procesului verbal de ședință ordinar din data de 31.01.2018. Zic să-l luăm și supunem la vot, dacă l-am luat. Deci o să fac consemnările care mi-au fost precizate, o să mă ocup și ulterior va fi pus din nou la dispoziția dumneavoastră. La obținut la toate puncte. La 31.08. Nu. Vreau, deci dacă sunteți de acord cu conținutul procesului verbal din ședința ordinară a lunii august, deci cu ceea ce s-a scris referitor la discuțiile care au fost. Ce a scris? Da. Da, dacă referiți realitatea. Supune la vot. Procesul verbal al ședinței ordinare din 31 august. Voturi pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și domnul Mărcuț pentru, da? 11 voturi pentru. Abținere din partea domnului Păsecar. Vă abțineți deci, sau? Deci eu m-am abținut la toate punctele, dar procesul verbal practic îl votez că... Deci eu cum l-ați întocmit. Deci n-am probleme cum l-ați întocmit. Am înțeles. Deci sunteți de acord cu conținutul procesului verbal. Doar că e stipulat acolo și s-au discutat. Deci 12 voturi din 12 consilieri. Sunt de acord cu întocmitul. N-am. Ce s-a scris? Ce a scris? Supune la vot procesul verbal de ședința extraordinară din data de 21.09.2018. Dacă sunt obiecte, întâi și dacă nu... Cu rectificarea bugetară. Cu rectificarea bugetară, da. Așa era tot. Deci sunteți de acord, da? Da. În unanimitate. 12 voturi pentru. A fost aprobat. Nu. Vă abțineți. A, dumneavoastră vă abțineți. Scuze. N-am fost sunată. N-am fost prezentă. 11 voturi pentru. N-am fost prezentă că n-am fost sunată, să știți. Nu că n-am venit când am vrut. Am înțeles. Colega mea o emis să facă... Dacă vrea, îi aduc desfășurătorul de la telefonia mobilă ca să convingă. Că am înțeles că nu crede că n-am fost sunată. N-am fost sunată, nici mesajul nu s-a trimis. Doamna Grunceanu se aține, da? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Urecheș, județul Bacău, la administrația din cadrul școlii gimnaziale Urecheș, județul Bacău. Înainte de și mai proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință și s-a suplimentat ordinea de zi cu proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă. Păi nu s-a suplimentat. Ba da, s-a suplimentat. Consiliul local a fost convocat prin dispoziție în data de 21 septembrie și proiectul de hotărâre a fost inițiat în 24. Deci, inițial, la convocare s-a dat drumul înainte de a fi inițiat proiectul ăsta. Deci, dacă Consiliul Local este de acord cu suplimentarea ordinii de zi, a proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație, tratare și apă brută Dărmănești. Da. Deci, sunteți de acord cu suplimentarea de zi cu acest proiect? Da. Votul pentru? N-a fost. Deci, în unanimitate, da? Da. Ca președinte a Comisiei Juridice are aviz favorabil la toate proiectele care o să dezbată. Și la Comisia Economică tot cu aviz favorabil pe materialele discutate de Comisie. Deci începem cu punctul numărul 4, proiect de hotărâri privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Urecheș, județul Bacău, în Consiliul de Administrație din cadrul școlii gimnaziale Urecheș și județul Bacău. Să-l citim, domnul secretar, sau... Da. Proiectul l-am citit majoritatea. După câte am înțeles, pur acolo erau doi reprezentanți. Rămâne unul. Și rămâne unul. Da.
Ăsta e punctul 4, da. Putem să, dacă sunt discuții asupra materialului respectiv, sau... Să face propuneri. Dar nu puteți rămâne, adică au fost doi, mai rămâne unul, de fapt din aia doi, unul. Poate fi și altul. Dau un exemplu. Da. Să fac propuneri, nu din toate părțile. Nu lasă. La punctul 4 discutăm problema. Asta e punctul. Puteți să ne scrieți la cuvânt. Pe, dacă e cineva, dacă nu poți să mă înscriu. Ar fi bine ca reprezentantul care merge acum la ședințele, așa, să vină să se prezinte după fiecare ședință. Sau doamna directoare să invite consilierul respectiv la ședințe. Și acel consilier să le prezinte în ședințe și nouă, ceea ce nu prea s-a practicat până acum, să vină domnul consilier care a fost în comisie să ne zică. Proșcoala se confruntă cu următoarele probleme care putem. Deci ar fi bine să vină să prezinte în Consiliul Local, că trimis de către Consiliul Local, nu să meargă în birou la domnul primar și să zică, domnul primar, ce facem? Școala așa, așa. Deci, dacă e tot reprezentantul Consiliului Local, ar vrea un consilier în care să vină și să fie deschis, să ne se prezinte și nouă să știm situația care se întâmplă. Eu de asta vin cu propunerea domnului secretarul Vasile. Acum dumneavoastră credeți, motivați. Noi punem la propunerea Dacă nu mai sunt discuții. Am și eu. Domnul președinte, deci pe această temă, permiteți? Bine, asta să știu, am fost informați că în urma resupărărilor și din cadrul primăriei și din cadrul Consiliului Local, că trebuie să știm, domnul secretar știe și mai bine, că practic din la primărie sunt acum doi membri, unul ca funcționar din partea primarului și acum un membru din Consiliul Local, din partea Consiliului Local. Deci practic acum, dacă se ajunge, cum spune domnul Vici, că deci majoritatea învinge, deci deja e învins. Am învins deja majoritatea. Dar democratic? Da, da. Bun. Democratic. Corect, deci așa. Dar ținând cont că din partea primăriei, deci e deja un membru, un funcționar, care îi prezintă raportul, cum a spus domnul președinte, îl prezintă domnul primar, acum dacă majoritatea, cum să știi că e majoritatea aici și majoritatea cu domnul primar, practic vor apărea două persoane care prezintă raportul. Domnul primar este consilier local. Dar nu m-a referit la asta, domnul Vici. Domnul primar este primar. Păi da, dar domnul primar acum primește practic aceleași discuții, aceleași voci, aceleași... Domnul Vasile, și în Parlament și în Senat, majoritatea este ea la care votează. Da, dar nu putem să mergem, nu putem să mergem chiar așa la majoritate, să luăm noi tot și restul să se uite. Deci nu-i, cu a propus domnul Andrei, poate să fie alt coleg. Nu-i problemă. Cel mai bine e votul secret. Exact. Vot secret. Nu știu, domnul secretar în temă, adică dânsul știe dacă este legal. Dacă în regulamentul de organizare. Ce spune? Consiliul Local hotărăște dacă se poate vota secret sau nu. Anumite hotărâri să fie adoptate. Dar nu e vorba de asta, doamna Bravo. Mie ziceți dumneavoastră. Dar e așa. Domnul președinte, astăzi a fost ședință la școală și tot așa, prin vot secret și cred că e informat și domnul Prisecaru, soția dumnealui a fost alesă președintele părinților. Dacă poate să facă parte și soț și soție din aceeași comisie, vă rog frumos, îi las locul. Mulțumesc, doamna Dragă. Mulțumesc.
Dar trebuia să... Eu ce am zis, numai un pic, ce am zis mai înainte, aș vrea ca reprezentantul nu să-l trage-o de limbă, să-l spune ce s-a întâmplat la școală, ați fost azi la ședință și puteați să vă scriți înainte, să nu intram în divergență de asta. Dar nu-ți divergență. Așteptam să vă spună, domnul secretar, domnul Prisecaru, așteptam să vă spun, nu să vă spun eu, da? Pentru că e omul dumneavoastră. Dar noi, nu e om, la dumneavoastră ceva. Acum, dacă tot sunt domnul președinte, eu rău la cuvânt. Dacă tot a spus doamna Dragu, eu vreau să stau, adică să, așa. Doamna Dragu deja a spus că s-a hotărât în comisii că dânsa e, va continua. Nu a hotărât, nu s-a hotărât. S-a hotărât în comisii, dar hotărât în comisii nu s-a discutat persoane, nu? S-a discutat persoane? S-a hotărât ceva? Nu s-a hotărât ceva. Deci tu, doamna Dragu, nu e nicio problemă. Cu cea mai mare plăcere, dar chiar. Nu. Prin vot. A spus domnul Dumbrăveanu că majoritatea învinge? Să votează și poate mai sunt și alte propuneri. Nu, dar pentru informarea mea a început să domnul secretar să spună ceva. Mă rog, a fost întrebat. Deci sunt anumite probleme care, un gen de probleme care prin hotărârea Consiliului se poate trece la vot secret. Da, dar asta trebuie deci e legal. Asta trebuie să fie stipulat în regulamentul de organizare și funcționare. A cui? A Consiliului Local. Deci, când? Când s-a înființat Consiliul Local, obligația autorităților era de a emite și a aproba prin hotărâre regulamentul de organizare și funcționare. Și cum nu s-a prins atunci? Acolo, dacă este prevăzut faptul că anumite hotărâri se vor adopta prin vot secret, nimeni nu are nicio condiție, se îndeplinesc condițiile legale. Ori, așa cum spune și legea, Consiliul Local poate hotărâ mai multe hotărâri să fie adoptate. Deci pentru mine, ca informare, dacă îmi permiteți, nu am știut nici eu, acum am aflat și colegiile mea voastră, faptul că Consiliul de Administrație face parte și soția domnului Pisecaru, acolo trebuie văzut cu exactitate, să nu se evite un conflict de interese. Și în primării, la primării sunt conflicte de interese, domn secretar. Cum să nu fie? Dar nu s-am văzut. Eu m-ați împărat să fie Consiliul Local, uităm un Consiliul Local, ce e aprobat în primării. Cum să nu fie? Băi, vorbim pe rând, dacă vorbim șapte odată, dar era un schimb la cuvânt. Lasă-o dracu de ședință. Stai sau nu? Mă duc sau nu mă duc? Gata, lasă-o dracu. Că nu hotărăsc eu. Domnul Dogaru, putem discuta... Domnul Poro, ai venit după o oră în urmă. Te rog frumos! E simplu. Eu nu discutam punctual pentru acum. Eu discutam ca informare. Nu mai discuta, te scrie la vot. Te scrie la vot, la cuvânt. Intrăm ca la târlă. În cazul de față, pune Gheorghiță la vot. Supune la vot, dar așa. Dacă domnul Prisecaru iese, trebuie să cedeze soția. Adică asta e cu cazul. Ca să nu mai fie, oricum pot să verific, pot să cap, la consilier local pot să cap ce vreau eu. S-o pune la vot, să verific, pune la vot și gata. Pune prea, o pune în așa. Da. Mai este altă propunere. Păi sunt două propuneri. Au fost două propuneri. Cine e pentru domnul Prisecaru? Cine e pentru domnul Segaru să-l zici? Un votul pentru. 1, 2, 3, 4. Deci 4 voturi pentru, da? Și sine așteptă. Cine e pentru doamna Dragnuță? 1, 2, 3, 4, 5. Deci cine este pentru doamna Dragnuță? Domnul Dogaru. Nu mai votez, domnul. Deci, domnul Gurău sunteți pentru, da? Da. Domnul Drăgan pentru. Domnul Munteanu pentru, domnul Lungu pentru, domnul Orcus pentru, domnul Vice pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abține. S-a abținut care? Abține. 2. Doamna Dragu care? Doamna Dragu s-a abținut și domnul... 3. Domnul... 3. Dogaru. Dogaru. Și dumneavoastră vă abțineți la doamna Dragu. Și dumneavoastră, domnul președinte. Trebuie scontra, că dacă am votat din corp, deci am votat. Dacă am votat din corp, scoateți două părți. Deci, domnul secretar, avem 6 plus 4. 6 plus 4. E 6 la 4. Dacă e suma 13. Am înțeles. Matematică. Matematică, asta nu greșe în matematică. Două abține. Lași-mi gheresc. Deci, doamna Dragu a fost desemnată cu majoritate de voturi.
reprezentantul Consiliului de Administrație, da? Cu rugămintea ca să ne prezinte la fiecare ședință, după ședința care o să fie la școală, să prezinte în Consiliul Local. Asta e atribuțiunea, de asta o desemnăm, adică să fie înțeles. Eu am mai prezentat. Nu, să fie prezentat. Nu, e mai bine în postura mea. Domnul secretar, hai să nu intrăm în prea multe detalii, că... E bine, e bine așa. Trecem la punctul... Tot înainte. 5. Deci, practic, nu puteți să rămână spui nimic și să discutați despre... Tot înainte. Păi aia să rămâne. Da. Deci avem proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de pierdere de apă de 18% aferent sistemului de alimentare cu apă static, stații de tratare apă brută Dărmănești. Dacă îi prezint un secretar sau... Da, nicio problemă. Eu pot să vă explic în mare parte așa despre ceea ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ne-a solicitat cu referire la acest proiect de hotărâre. În sensul că, tocmai de asta a fost și suplimentată ordinea de zi, ca urmare a faptului că această asociație ne-a solicitat cu celeritate adoptarea unei hotărâri cu privire la titlul enunțat de colegul dumneavoastră. Prin adresa asta înregistrată la Primăria Comunei Urecheș 5203 din 24 septembrie, asociația ne comunică urmarea adresei CRAB numărul 9872 din 3 septembrie 2018. Vă solicităm să inițiați cu celeritate un proiect de hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa stației de tratare apă burtă de Dărmănești pentru a supune aprobării proiectul de hotărâre în ședința AGA-ADIB în cel mai scurt timp. Întrucât nivelul pierderilor de apă aferente sistemului de alimentare cu apă reprezintă o condiție în accesarea fondurilor europene prin programul operațional de infrastructură mare, POIM, prescurtat, între anii 2014-2020, adoptarea de către Adunarea Generală a Asociațiilor ADIBA unei hotărâri în acest sens trebuie să se încadreze în temele prestabilite, fără a pune în pericol demararea la timp a documentației de obținere a finanțării investițiilor. Avem rugămintea ca în urma aprobării hotărârii să ne o transmiteți în cel mai scurt timp. Și aferent documentației, ne-au înaintat atât adresele de la ADIB și o serie de alte documente ca să justifice cu siguranță solicitarea pe care ne-au înaintat-o. Aferent proiectului de hotărâre, există și anexa la acest proiect prin care sunt menționate toți, toate, nu știu, elementele care fac obiectul pierderilor pe care ei le-au comunicat, urmează ca prin acest proiect de hotărâre să fie împuternicit reprezentantul legal al instituției, să se prezinte în cadrul ședinței AGA-ADIB pentru a-și exercita votul referitor la ceea ce ne solicită asociația. Mai multe nu vă pot spune pentru că nu e de competența mea și în al doilea rând nu sunt un specialist în domeniu ca să pot să îmi dau puncte de vedere. Rămâne ca dumneavoastră să decideți asupra acestui înscrieri la cuvânt domnul Mărcuț. Poate rămâne lista deschisă. Da. Da, putem să începem. Da. Domnul președinte, la acest proiect de hotărâre, în momentul supunerii la vot, eu voi vota pentru articolul 2 din proiectul de hotărâre. Articolul 2. Pentru articolul 1 din hotărâre, eu mă abțin. Noi, dacă îmi permit să la ADIB, e o asociație în care am optat toți. Deci,
majoritatea primăriilor, desemnat aici, deci ca să ne reprezinte în astea președintei domnul primar, lipsește astăzi când ne dea mai multe relații, comuna Urecheș nu e afectată de treaba asta. Exact. Noi trebuie să votăm că suntem în asociație, noi nu primim apă de la ei, noi avem apă actuală. Noi votăm ca să poată că suntem în asociație, pur și simplu. Noi nu ne afectează pe noi cu apa noastră, nu avem treabă. Noi nu suntem racordați la stația respectivă, dar făcând parte din acea asociație, ne trimite și nouă materialul ca să putem să atât timp că suntem membri, trebuie să ne dăm și noi acordul. Și am vestit și eu ceva, două ore, pentru știți că la nivelul lor este o pierdere colosabilă de apă. Dacă ai o spărtură de o conductă din Chio cineva, până când anunțe ăștia să fie oamenii care depărează lucrarea, e o pierdere teribilă. Și o spune treaba care este, după ce ai făcut lucrarea asta, trebuie făcută o purjare a apei, fiindcă când dai drumul la apă două oară, le ia toată mizeria de pe conducte și apa neagră ca tot așa. Eu mă fi cazul cu apă și am un chestie de asta la coară, să nu ca băzii. Am băgat să aveți certificări pe sistem. Domnule, am purjat că nu spui câteva zeci de ture de apă, să văd acolo, nu ca băzii, în coară, să fie sau rău. Din casă sunt trebuitori de mână de mână, nu poți spala cu conducta, n-ai cum. Și sunt pierdere astea care sunt. 18% care le-a băgat din acolo, știți că e o pierdere reală, nu e încută. Cunoașteți cauza care a dus la pierdere la ei, cauza... Nu, dar eu vă spun cauza care ați plătit pe noi la Urechești, să spun că e cauza așa, eu vă spun eu. Eu așa pot justifica, nu că vă vin. Da, nu știu, că este în dialect sau pe metru care este de consum, dar e pierdere, este. Vă spun că la una, când ai o spătură, te anunță noaptea. Până vii cu oameni, se scoate din somn până și apă curge. Doamnă președinte, problema este în felul următor, că de fapt eu nu terminaserăm și dumneavoastră să încercați să vă... Bun. Una din probleme. Atâta timp cât noi, chiar dacă facem parte din această organizație, avem niște hotărâri în care avem reprezentantul nostru în această organizare. Atâta timp cât acest reprezentant este chemat să voteze proiectul de hotărâri în ceea ce privește aceste pierderi care sunt acolo, pentru ce eu, Consiliul Local, consilier, trebuie să mai votez încă o dată aceste pierderi. Aceste pierderi care, în opinia mea, se va discuta de reprezentanții fiecărei localități care sunt desemnați acolo, când se strângă ședințe. Să suprapunem niște votări, niște proiecte în necunoștință de cauză. Cam așa vine problema. Deci, dumneavoastră, este cineva dintre dumneavoastră care să fie, să dea o garanție că aceste pierderi de 18% sunt sau nu sunt reale? Deci, noi ce votăm, de fapt? O cifră pusă de cineva, nu? Și pe urmă, în același timp, noi suntem obligați să mai desemnăm, deși este desemnat, odată prin hotărârea Consiliului Local, să-l mai desemnăm încă o dată pe reprezentantul localității noastre acolo pentru a vota. Ce? Pierderea de 18%. Da, domnul... Nu e aici domnul primar să vă dea răspunsul, că el nu e pentru a vota, e pentru a reprezenta. Da, ce scrie aici? Alte primării și-a desemnat un consilier. Deci nu e musa să meargă domnul primar. Domnul, în proiectul de hotărâre ne spune de motive și spune pentru a vota. Așa scrie. Și atunci ce votează când se duce acolo? Deci treaba asta. Deci problema este că nu sunt împotrivă pentru a rezolva această problemă, dar mă abțin la punctul 1 cu aceste pierderi. Încă o problemă care este. Eu ar vrea să vă spun o chestiune. Această pierdere aici, în toate materialele, nu scrie nimeni un cuvântel. Cine va suporta cheltuielile acestor pierderi? Dumneavoastră spuneți că toți cei care facem parte din această organizație nu are nicio treabă ca să plătească aceste pierderi. Da? Așa mi s-a spus. Da? Membri. Suntem membri. Deci suntem membri. Nu scrie nicăieri că aceste pierderi se va plăti
De cine? De nimeni. Nu? Ca pe urmă, după ce noi am aprobat aceste pierderi, în opinia mea, așa, când se aduce din nou reprezentanții localităților și fac din nou o altă ședință, se stabilește probabil și cine trebuie să plătească aceste pierderi. Și dacă ne trezim că vine un proiect de hotărâre pe urmă și spune fiecare localitate să acopere cheltuieli, va plăti fiecare un anumit procent. Bun, nici asta să zicem că nu va fi adevărat. Dar dacă vine pe urmă și spune cum scoatem noi banii, îi scoatem prin a mări cotizația anuală a fiecărei localități care noi contribuim, nu? Deci vă mulțumesc. Asta e părerea dumneavoastră, dacă îmi place să-mi plec, nu vă punem la vot. Da. Da. Problema dacă... Dacă mai e ceva, mai e discuție. Domnul Porumb, aveți... Deci, noi suntem membri și plătim o cotizație. Exact. Cotizații care este fixată și cândva, acum mai la nu știu câte luni sau anul ăsta, auzeam că cotizația sau nu știu ce cheltuieli sunt progresive, să zic așa, pe... Și întrebarea domnului Marcuț, pe care și eu, nu fără să am informații despre, mă rog, organizația sau entitatea asta, să-i spun așa, care sunt influențele asupra noastre, s-ar putea să răsprângă aceste pierderi ca cheltuială în viitor, nu știu. Dacă, ele trebuie recuperate și întrebarea este de unde? De la consumatori. Care? Nu știu. Și de la consumatori de la membri. Nu știu dacă. Numai de acord. Deci nu avem nicio informație acum pertinentă. Avem o informație pertinentă. Cineva poate spune nu? Se răsfrânge? Domnul vicin, puteți afirma nu se răsfrânge? Aveți... Nu, stați până ajunge la vot. Ca informare. Deci, care sunt consilieri mai vechi? Noi când am aderat la asociația respectivă, a fost pentru canalizare, apă și canalizare. Noi apă ne-am pus. Nu suntem racuri, noi avem gestionăm apa separat. Exact. Pentru canalizare. Noi trebuie să facem parte din asociația respectivă. Nu putem să ne retragem acum. Dacă tot am început, trebuie să ne ducem până la capăt cu ei. Și trebuie am intrat într-o... Dar n-a fost nimeni să ne retragem. Nu ne retragem. Votăm aici fiecare cum așa. Bine era și dacă era reprezentantul, că niște mai multe, dar așa, care ne reprezintă domnul primar. Nu e aici ca să ne spună mai mult. Dar n-a fost nimeni împotrivit ca reprezentantul să nu meargă în ședința AGA. Da, nu e nicio problemă. Ba din potrivă, chiar noi îl desemnăm. Adică suntem de acord să meargă. Nu putem vota, domnul Marcus, cred că pe articol aici. Da, pe articol. Se poate vota pe articole, să știți. De ce? Nu să vedeți și domnul Vici ca să... Da, să știți că se poate vota pe articole. Eu, gata, v-am... Spun acum că îl desemnăm. Implicit, fie că îl desemnăm nu pentru a da un vot, contra sau... Pentru mine este simplu chestia. Știți cum e treaba asta? Dacă vă ați aminti, cum a fost problema și cum... Cu gunoi. Cu gunoi, nu? Exact aceeași chestie. Ce mă e? Am un incendiu undeva, la intrare pe ajuns. Vă spune și acolo leacă. Hai să vădă. Da, hai să pune la vă. Cine e Petru? Eu sunt Petru. Cine e Petru? Și numără 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tot subiectul l-am deschis pentru informare. Pentru informare, da. Pentru sau? Pentru articolul 2. Din proiectul de hotărâri. El nu cu articolul 2. Dar nu aveți cum... Abținere pentru articolul 1 din proiectul de hotărâri. Nu puteți să exercitați un vot doar pe articolul 2. Domnul secretar, știți care e problema? Datoria dumneavoastră este să scriți acolo așa cum vă spun eu. Și în restul dumneavoastră nu vă mai interesează. Și când voi redacta hotărârea de consiliu, cum voi menționa? Cu 12,5 voturi? Da. Nu, chiar am rugăminte la dumneavoastră. Cum vă exercitați votul? Pentru sau vă abțineți? Chiar am rugăminte la dumneavoastră să nu mai faceți comentarii. Mă scuzați. Clarificat după aia. O să clarificăm după aia.
Deci eu, eu v-am pus o întrebare, n-am comentat. Da, da. Și eu v-am spus, v-am răspuns. Da. Sunt pentru articolul 2 din proiect și abțineri pentru articolul 1 din proiect. Punctul dumneavoastră de vedere. Exact. Da. Să menționează procesul 3-4-5. Deci abținerii articolul 1 pentru 2-3-4-5. Bun, trece la punctul numărul 6, alegerea președintelui ședințe pentru luna octombrie. Propuneri, dacă sunt. Hai, mă, puneți-mă o dată, hai că am spus. Hai, pune-mi Ionică. Propune domnul. Mai amână așa. Domnul Ionică. Deci domnul Longu propune pe domnul Poru. Domnul Poru, nu. Mai sunt propuneri, mai e o propunere? Nu e nicio propunere, da? Să punem la vot. Așteptăm să vină și domnul. Votează. Nu se știe. Da, să puneți la vot, așa se pune cu tot. Era aproape Zăpădul Negru, când n-am venit în place, știi? Da. Izlazul, Izlazul. Acolo, da. Eu zic să pune la vot, până ajunge domnul Ungaru. Dacă eu zic să pune, până ajunge domnul Ungaru. S-a ales, a venit propunerea, domnul Lungu propune pe domnul Poru. Dacă mai se propune. Dacă mai se propune, nu știu dacă... Să pune la vot. Pentru? Pentru ca domnul Poru să fie președintele ședințelor octombrie. Toată lumea. Toată lumea. Și domnul Poru s-a ținut. 12 voturi. Proiectul a fost adoptat. Și mult de un punct divers. Dar nu 12. Da, 12 minus 1. Cu abținerea dumneavoastră. Deci 11 parte. Un ultimul punct de versie. Dar la diversie, nu știu cine o să ne mai dea răspunsul. Le notăm și dacă s-au retras, nu mai e... Nici vicile, nici primară, n-ar așa să dea răspunsul. Păi, aveam. Sunt probleme, dacă nu sunt de răspunsul, le puteți discuta. Le discutăm, le consemnează procesul verbal și asta să ne scrie și la... Domnului primar. Da. Dacă considerați că se poate... Da, trece, să scrie ceva divers la cuvânt, dacă nu mă scriu. Eu. Și eu. Și eu mă scriu. Ești, nu lași mai la urmă pentru tine, nu? Da. Bine, de urmă. Are legătură cu incendiu? A. Deci, la diverse, ce aveam de adus la cunoștință domnului primar, domnului vice, noi în fiecare an făceam ședință și invitam și de la Ocolul Silvic în ședință de domnul brigadier. Începe, o să vină iarna cât de curând, era nevoie de lemne pentru populație. Mulți cetățeni nu știu care e problema, cum să meargă, cum să mai poate achiziționa lemne. Nu știm un preț, ne întreabă pe noi, pe stradă, întreabă consilierii. Domn consilier, cum știți ce mai e, cum e cu lemnul? Ce să-i răspund? Un afiș la primărie e, nu știu ce l-a pus pe ușă, deja a dispărut afișul. Deci o informare, era bine o ședință și o informare pentru populații. De unde, cum poate să achiziționeze pe timp de iarnă lemne și... Deci asta vreau să aduc la cunoștință. Deja e târziu, începe octombrie. În octombrie deja e prea târziu. Asta trebuia făcut, am adus și luna august, luna septembrie. Trebuia pusă pe ordine zi, măcar o informare pentru cetățeni să știe că de unde se pasă. Asta a fost prima problemă. Informații colaterale, așa să le spun, ar fi la cartuș zis. Ca pădura și la Emil după ce face nunta cu băieții. Nu putem merge așa, adică... Am zis ca informații de radio șanță. Informații vă dau jocul. Lemnele sunt ceva. Lemnele sunt foarte scumpe. Lemnele sunt în rampă, cred că metru cub. Nu știu metru cub, hai să vorbim. Metru set, cred că e undeva la
2 milioane bani vechi. 2 milioane 600. 660. Da. Deci zic că nu și are... Stier? Da. Stier, da. Da. 26. Eu de ce zic ceream o informare, că eu... Păi și cum, niște brunezi care mi-au adus mie, mi-au adus undeva la 200 acasă. Să zicem mersi că încă mai vin aia. Să zicem mersi că mai vin. Pentru că legal nu ne informează nimeni cât e... Nu, avea bun. Poate. Poate, vorbesc poate. Nu vorbeam dacă nu erau poate. Te duci în pădure și le iei personal, în lemnul de pădure, e un preț mai mic. Vă scrieți la cuvânt? Să mai scrie cineva la cuvânt? La diverse eu. La diverse, da. Aș vrea să continui, domnul secretar, mi-a acordat un pic de atenție, cu subiectul cu anumite probleme votate prin vot secret. Deci, s-a stabilit la început, când s-a făcut regulamentul, să mai pot face amendamente pe parcurs, chiar dacă regulamentul s-a făcut la început. Regulamentul, acea hotărâre poate fi modificată oricând. Consiliul Local are posibilitatea de a reveni asupra hotărârii și a adopta măsuri cu privire la regulamentul de organizare și funcționare. Deci, regulamentul... Da, domnul Marcuța are altă opinie. Dacă, după părerea mea, deci în regulament se poate interveni, dar din ceea ce prevede legea, nu se poate interveni. De exemplu, dacă în lege spune clar că atunci când este vorba de persoane, votul este secret, s-a încheiat. Nu putem noi să intervenim și să spunem când e vorba de persoane, votul poate să fie și deschis. N-am înțeles. Ceea ce în regulament prevede când e vorba de persoane. De exemplu, să spunem așa, vine un om cu o cerere. Deci e vorba de persoană. Am înțeles. Deci o solicitare. O solicitare. Din comună, da. Fizică sau juridică. Da. Vine și solicită ceva. Ceva. Și atunci se poate și face atunci... prin vot secret. E persoană. Deci e o problemă exclusivă față de problemele cu care ne... Da, nu știu cum din ai legea. Nu, 215, nu, 215. 393. Fiind un consilier mai nou, domnul Marcuț, n-am reușit rând curând să... Nu invoc timpul, invoc că n-am reușit rând curând. Articol cu articol să rețin. Dar mai este o problemă... Dar intenția de a mă informa, cred că nu e condamnabilă. Nu, sigur. Dar mai este o problemă. Consiliul poate să propună domnului președinte, iar domnul președinte să pună la vot forma de votare în ședința respectivă. Vot deschis, vot secret, deci, chiar dacă nu este vorba de persoană. Eu la deci, genul ăsta de probleme m-am referit. Da, chiar dacă nu este vorba. Deci, domnul președinte, să pune la vot Consiliul Local. Cum adoptăm votarea? Prin ridicare de mână. Deci este vot deschis, unanimitate, prin nominalizare, așa, sau secret. Deci nominalizare. Deci, cu alte cuvinte, solicitarea colegului nostru... Nu știu, nu mă bag. Deci vorbesc ca principiu, repet. Ceea ce s-a întâmplat, că astăzi, că a ieșit doamna Dragă, nicio problemă. Da. Problema este așa. Ca principiu, deci domnul avea dreptate că președintele putea decide, da? Nu dar putea decide. Nu, putea propune, să votăm prin vot secret sau prin vot deschis. Putea propune tot prin alegeri, deci propuneam întâi Consiliului și cum vota la Consiliul votul, așa îl procedam. Deci ceream Consiliului întâi o aprobare. Deci nu neapărat să fie ca amendament în regulament. Nu. Am înțeles. Regulamentul este făcut, nu se poate. Regulamentul de organizare.
exact în modalitatea prin care Consiliul Local își poate exercita. Mai și prezice o probleme la diversul. Regulamentul nostru este numai prin vot nominal? Nu, regulamentul pe care, din vedere, sper să nu care Consiliul Local l-a adoptat, este exact ordonanța 35, care de fapt este un regulament cadru. Cadru ce presupune? Și domnul Marcus spune că... Un fel de exemplu. Consiliul Local îl adoptă după... cum consideră că poate fi... Fără să-l încalce, nu cred. Absolut cu respectarea prevederilor legale. Așa. Iar domnul Mărcuț spune că președintele poate depune consiliului vot secret sau da. Pentru că nu mai sunt cum mai nimic. Forma de votare. Ședința, da. Ședința este închisă. Deschisă, secretă sau prin nominalizare. Hai, 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 hai